mulțumesc că s-a mulțumesc că așa de frumoase cuvinte. Domnul ministru, stimați invitați. Sunt aici ca reprezentantul unei familii, deci nu am America să fie aici prezent. Numai că am avut așa sarcini să transport mapa asta dimineața. Legăturile între Universitatea și familia cu mulți dinainte. Tatăl meu Ionaciu a studiat aici, a făcut diplomă statului de drept. Și de ce drept? Asta a fost legat parțial de ce suntem noi aici astăzi. Pentru că testamentul de la familia cum că dorea părinții lui, că tine o să fac studii de drept. Ionaciu a văzut întotdeauna că viața lui, de funcție de 10 ani, să înființeze un centru de studii de practice natură. Și, de fapt, acest centru are mai multe aspecte acum, trebuie să vorbim mai multe de constelații de centre. Cel de la Turda, în centrul pentru democrație, mai mult legat de dezvoltarea comunității, fiecare locală, fie locală sau națională sau primii care acordă la Washington și în Anglia, mai tot legat de dezvoltarea comunității. Aici, suntem într-un caz mult mai academic, cu colecție Rațiutilia și cărțile care vedeți aici în jurul nostru, sunt esențiat Biblioteca lui Ioan Rațiutilia, ambasadorul României, din 39 până în 41, când a refuzat să se întoarcă în țara și pe toți ambasada României, la urmă de grație, s-a declarat și în această bibliotecă a studiat, a făcut studii de politică, de economie, toată prin tiner post postgraduat în Anglia, a fost faza lui. Deci a fost important ca această colecție să vină aici și domnul director și direcția de la biblioteca a acest gest și ideea asta de cum am să fac o sală Tilia Rațiu care o să fie locul privilegiat pentru cei care doresc și ei să studiez mai departe cum am făcut eu Rațiu cu această colecție în anii 40. După această primă donație, biblioteca care a fost pusă la Londra. Era vorba de în ultimile ani, de toată arhiva lui Ionaciu dinainte de sosirea lui Sostenător și a lui în țara în 90. Este vorba despre de 20 de cutie, numele de cutie, eminențe, care încă nu este analizată în cutie. Și ce sunt astăzi este, aș putea spune, de cireșe de pe tortă de la această operație. Astăzi vorbă de colecțiile care n-au ieșit din țară niciodată, pentru că ceilalți au fost mult timp în afară. Aș vrea să vă trasez un pic istoria această mapă, care e destul de remarcabilă. Cel care nu știm exact cum s-a transmis mapa
Și noi țineam cu asta, ne-am cu legături frecvente. El, cu Dr. Ioana, memorialistul, era aproximativ contemporan. Dar nu știu dacă transmisie s-a făcut, nu știm dacă transmisie dacă s-a făcut prin Dr. Ioana, a spus sau prin ce este foarte sigur că cel care a moștenit această responsabilitate a fost bunicul meu, August Grațiu, a fost primar din Turda, și care a murit în 70. Înainte de el, Dr. Grațiu, Radu Grațiu, medicul, unchiul meu, care era istoricul familiei, care când el a plecat la Paris în 80 și câțiva lucruri pe care a venit, toată colecția lui a dispărut într-un incendiu în curtea casei la Turda. Și acest secret de existență, nu de existență, dar de localizarea testamentului, era foarte ascuns chiar față de membrii familiei. Și tot era convins că era pierdut. Dar nu. Radu, dacă nu se afecta la pare, s-a transmis mapa pătușa mea, iar acțiunea când pierdusi, cercetător la industrie sărbii, și de la mine s-a transmis la tatăl meu de acolo. Cel care a păstrat pentru timp de când a primit Ionica este Mihai Gănică și nu știu dacă Mihai este aici în sală. Mihai, te rog să intre. Vă prezint Mihai Gănică, mai tine ați venit, o niște amicuri de ziua. Ce spun, de voi cunoașteți fotografia lui Ionașul la sala Parlamentului, când liniștește din Mineriană. Dar în spatele de Ionațiu este un personaj fără barbă, acest personaj este Mihai. Mihai, bodyguardul lui Ionațiu și eu de încredere. Și tu l-ai păstrat mulți ani, nu? Sigur. 15 ani. Poți să ne spui doar cuvinte despre cum ai făcut asta? Da, e mai... Este de complicat. Știți, casa din Arminia lui, când a fost preluată de liceu Cescu, atunci am vorbit cu Nicolae,